Elevii lui Alexandru Pelici își promis să facă spectacol pentru a mai îndulci din amarul ratării calificării în turneul de play-off. Jucătorii noștri vor avea posibilitatea să joace împotriva unor fotbaliști de Liga 1. Sperăm să fie un test util pentru noi, un test bun pentru jucătorii noștri ca să vadă exact unde se găsesc și unde ne aflăm în momentul de față. Sperăm să fie multă lume la meci cu echipa de Liga 1. De ce nu? Vremea frumoasă să fie, nu știu, să fie asta un meci frumos. Urmărim și spectacolul, bănuiesc, nu? Da, normal, că e un meci de pregătire, nu e un meci de campionat. Sper să facem un joc bun, pentru că cât de cât s-a resimțit asupra grupului că am ratat play-off-ul, suntem destul de dezamăgiți. Sper să fie frumos, să vină multă lume și nu neapărat rezultatul, dar sper să ne iasă jocul, să prindem încredere ca să jucăm cât mai bine în meciurile care au mai rămas. În următorul meci oficial, Pandurii Târgu Jiu joacă în deplasare contra ploieștenilor de la Petrolul, în timp ce fotbaliștii de la CSM debutează în turneul play-out cu FC Caransebeș.